Doamnelor și domnilor, știrile bune vă sunt prezentate de Nina. Bună seara, România! Bună seara, București! Sunt Nina și vă prezint Raiul pe Pământ, jurnal de știri bune. Un studiu recent arată că plantarea unui număr ceva mai mare de copaci în interiorul orașelor ar putea reduce cu o treime problemele de sănătate cauzate de temperaturile ridicate din timpul verii. Cercetătorii susțin că o extindere cu 30% a suprafețelor acoperite de copaci ar reduce temperaturile la nivel local cu o medie de 0,4 grade Celsius. În prezent, media spațiilor urbane împăturite din Europa nu depășește 15%. Dacă aceste suprafețe ar fi extinse până la o medie de 20%, ar putea salva viețile la 2000 de oameni anual. Dintre orașele europene, Cluj-Napoca a înregistrat cea mai mare discrepanță de 4,1 grade Celsius. Soluția e simplă: plantăm mai mulți copaci. Alături de mine în studio se află expertul în știri de bine, Marius Cârstea. Marius, ce părere ai despre acest Cluj-Napoca? Este un oraș călduros și sunt 4,1 grade acolo au fost, ceea ce face acest oraș să fie cât mai călduros. Mie nu-mi place că unele orașe sunt foarte călduroase, că mă topesc. Abia și în București mă topeam. Te-ai muta acolo? Nu, pentru că în București sunt mult mai multe turnuri frumoase, mult mai multe din astea clădiri frumoase, unde pot și o să văd. Acolo nici măcar în Cluj-Napoca nu sunt metrouri și nu pot să mă deplasez mai departe decât cu autobuzul. Să luăm, pam, pam, încă un autobuz. Nu prea îmi place acolo. Crezi că împiedică autoritățile să mărească spațiile verzi din orașe? Știți ce împiedică? Blocurile, stațiile de metrou și casele. Pentru că casele și blocurile, de fapt casele ar fi ok, dar blocurile împiedică tot spațiul verde din orașe, că dacă n-ar fi blocuri și ar fi numai căsuțe în orașe, ei bine, ar fi mult spațiu verde, mulți copaci și n-ar mai fi atât de multe blocuri, să vezi numai blocuri, blocuri peste blocuri. Ar fi mai bine. Ce fel de copaci ai prefera să populeze parcurile și străzile din București? Când merg cu mama mea în parcuri, merg în parcul Carol și acolo găsesc e un copac care are când taie cineva copacul ăla are, o să-i zic eu, miere, dar e de fapt o zeamă. O zeamă. Și acel copac, nu mai știu cum se numește, dar este un copac din parcul Carol care îmi place foarte mult. Cred că nu, ăla e tei, cred. Sau nu, tei. E ce, arțar? Nu e arțarul, că n-am văzut niciodată arțar. Corect, nici eu. Cred că ăla e tei. Și acel copac aș vrea să fie în străzile și parcurile din București, pentru că este cel mai bun copac, miroase bine și e cel mai frumos. Ok. Cât de pozitivă crezi că este știrea asta? 1.100.000.000. Atât pentru azi. Suntem Nina și Marius, până data viitoare, să auzim numai de bine!